Până dimineață. Deschidem și a treia jaluzia, că a rămas. Ce faci? Ești gata să ne începem ziua? Ești gata să ne începem ziua? Da? Oh. Oh, hai. Hai jos. Făturica mea electrică mi-a pus-o aseară. Cum bine a sesizat cineva în comentarii, nu știu unde mi-a fost capul ieri, dar în loc să deschid și ziua 18, ziua în care eram și pe care ar fi trebuit să o deschid, eu m-am oprit la 17. Da, deci atâta am putut. Așa că deschidem ziua 18 de ieri. Aha, asta e crema pe care am terminat-o și pe care am folosit-o la ochi. Tot așa un mini am avut, dacă ar vrea să și iasă forfecuța cea de toate zilele. Ea, teoretic, este o cremă pentru un ten deshidratat, pentru un ten uscat, dar pentru mine nu e bună ca cremă de zi de zi. E bună, în schimb, dacă am o perioadă mai proastă cu tenul și este mai uscat, să folosesc ca mască. Îmi place chestia asta. Și o folosesc, sau mă rog, am folosit-o până am terminat-o, că acum este gol borcanașul meu, dar am folosit-o zi de zi în zona ochilor. De fapt, seara o foloseam, pentru că fiind mai grasă, mi se părea, nu știu, că se simte mai bine de folosit seara. Ok, deci asta este 18. Stați să las deschis tot ce am deschis până acum. Și astăzi, 19 decembrie, e gol. Ce? Trebuie să fie un ser aici, dar e gol. Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil a picat pe undeva pe aici, săracul s-a pierdut, deși nu găsesc, ok? So disappointing, nu mă așteptam la asta. Nu, de ce e gol? Bă, n-am deschis eu mai devreme 19. Nu, că acum l-am deschis prima oară. Ok. Weird. M-am tot ținut să vă mai arăt eu ceva drăguț ce am primit. Tot de la Uscaiete. Uscaiete cu care m-am văzut deja de mai multe ori face-to-face la cafea și cu care mă cunosc mai bine acum, pot să spun. Chiar foarte bine. Și a vrut să vină cu ceva special de sărbător și de ziua mea la mine. Așa că ne-am văzut la o cafea și uitați-vă, mi-a dus în primul rând semnul ăsta foarte drăguț. L-am pus special în pungă să vi-l arăt vouă și încă nu l-am agățat nicăieri, dar acum o să-l agăț. Mă gândeam să-l pun pe ușă la intrare, pe partea de interior, că pe partea de exterior avem coronița și pe partea de interior să fie ăsta. După care mi-a luat și aceste luminițe frumușele foc pe care cred că o să le pun în dormitor. După care mi-a mai luat niște decorațiuni pe care o să le pun în brad și din nou le-am ținut special să vi le arăt vouă. Nu știu cum am atâta răbdare câteodată să nu sar direct în lucruri. Și cel mai frumos lucru, stați așa, acest globuleț, din păcate nu-l pot pune în brad pentru că e de sticlă, n-aș risca vreodată, pentru că e prea frumos, uitați-vă, șoricelul ăsta. Dar o să-i găsesc eu un loc de cinste în birou, sincer mă gândeam, că s-ar vedea tare, tare drăguț. Da. Și acestea sunt lucrușoarele de la Mihaela. Mulțumesc! Am mutat un pic ce era aici și măsuța care era la pisici, am pus-o în dormitor, după cum vedeți, pe colț, acolo unde va veni cândva, sperăm noi, șemineul. Și am pus pe ea brăduțul de dormitor, că mi s-a părut drăguț că se vede așa fain, plus căunelul ăsta lângă și oglinda. Și cred că merg drăguț împreună. Pe pat avem cadourile, am zis că o să încerc să nu le filmez, pentru că se mai uită și părinții noștri la vloguri. O să filmez doar partea asta de pat, pentru că ar trebui să ne vină până în Crăciun, adică curând zilele astea, patul cel nou, sperăm noi, ne-au zis că cel mai devreme o să vină în jur de Crăciun, cu câteva zile înainte, noi sperăm să fie totuși gata. Până la urmă l-am comandat, nu știu dacă mai apucat să vă zic, l-am comandat la
Una din firmele pe care voi mi le-ați recomandat când v-am cerut părerea pe Instagram. Acum nu vine în minte exact cum se numește magazinul. Știu că e pe la Piața Victoriei, că acolo am fost. Dar oricum o să las link în descriere dacă interesează pe cineva. Patrurile în sine, că am fost acolo să le testăm. Asta e toată treaba. Să le testăm și să vedem materialele fizic, pentru că pe site nu-ți dai seama exact. N-au niște poze strălucite. Și paturile sunt super, super mișto. Noi am luat un pat care are tăblia asta ceva mai înaltă decât ce avem noi în modul, în momentul de față. Este tapizată cu un material gen, nu știu cum să zic, se aseamănă cu o stofă, să spunem, mai groasă. Culoarea pe care am ales-o este o culoare destul de neutră, pentru că voiam să meargă cu restul mobilei și să nu atragă foarte mult atenția. Inițial aș fi vrut un verde smarald, sincer, de catifea, dar nu aveau așa ceva și atunci am mers pe ceva mai neutru. Noi aveam salteaua deja, avem o saltea bună Dormeo de 1,40, așa că am luat direct pat pentru ea și am ales somieră care se ridică, adică de aici din capăt, practic, este un mâner, poți ridica și poți folosi spațiul de dedesubt pentru depozitare, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto. Și acum abia aștept să vină patul ăla să dormim și noi în sfârșit bine, pentru că din filmare așa nu vă dați seama, dar patul ăsta este absolut groaznic, are o somieră care efectiv nu ține salteaua dreaptă cum ar trebui și ne-a rupt spatele în două de când ne-am mutat de un an de zile. Suntem varzi amândoi și da. Așa, dacă vă întrebați, că am văzut că pe Instagram ați întrebat, lenjeria asta este de la IKEA și este foarte mișto de iarnă pentru că e ușor plușat așa, nu știu, e mai moale materialul. Ce faci, mă? Mâță mică! Am spălat și o parte din pensule cât am apucat până să plec de acasă. Pentru că astăzi ne vedem cu Cristina. Din păcate, azi toată ziua nu m-am simțit prea bine și presimt că așa va fi până încheiem ziua asta. Așa că nu este un vlog foarte palpitant pentru voi, dar ne ținem de promisiuni și facem zi de zi. Am ajuns la Cărturești. Mama, Cristina! M-ați obișnuit deja, este o prezență recurentă în vlogurile mele și de fiecare dată când ne vedem o bat la cap să-și facă și acum de YouTube. Conta. Bine, să postez, exact. Odată și odată o să funcționez. Acum, mutatul și astea, faci. Vezi, poți să-ți lași un prieten mai mult special pentru că am un prieten care e deja cu un model mișto. Așa, spune mai multe, spune. Eu? Ca să am dovezile aici, nu de alta. Eu un prieten deja cu fundal, adică lumina, softbox-ul e acolo. Vezi? Mai trebuie doar ambiția. Hai că ambiția ai. Îți trebuie, nu neapărat ambiția, îți trebuie imboldul ăla la început, că după aia o să meargă bine, o să vezi. Hai, you can do it! Și acum o să vedeți ce o să desfacă Ștefana. Da. Dar întâi să comandăm ca să nu murim de foame. Da, să nu ne înjure, mamă. N-am mai fost de mult timp aici la Cărturești Carusel. Mi se pare foarte frumos locul ăsta. La ultimul etaj au ceinăria asta drăguță, bistro ăsta. Iar jos de tot este librărie / CD-uri cu muzică, filme, găsiți orice, cadouri. Sunt foarte curioasă. Mamă, e dublu în pachetat. Deci să rup cu ambalajul ăla. Ce cu lame și cu lame. Deci te rog frumos să se observe, ambalajul e păi, culoarea ta preferată. Nu cu cactus, nu știu cum îți place ție. Cauți, dar... O să-l păstrez, afira, cam în odată asta. Tu vrei să salvezi ambalajul, nu? Da. Nu mă așteptam la asta. E suspansul mai mare. Da, e foarte mare, crește tot mai mult. Hai să trec așa peste. Dacă ai cum. Da, n-am cum. Mai încercăm. Ia, dar să încerc eu că am unghiile puțin mai... Am unghiile puțin mai lungi și ascuțite, dacă pot să încerc eu. Deci ar fi culmea să nu să n-avem cum să-l desfacem. Păi de ce nu-l puțin? N-am desfăcut eu prost fundița, asta e problema. Ce inelușe drăguțe ai. Mamă, dar ce unghii lungi ai acum, am văzut că ți-au crescut. Sunt puse. Ah, ok. Sunt puse așa de Crăciun, că ce, după când m-am apuc de mutat mobilă? Da, îți dai seama. Ba, mamea. Puțin cineva, mă. Wow! Wonder Woman! E, acum chiar nu vreau să stric prea mult. Pe... Deci vezi, tăia la limită, la linie, la tot ce vrei tu.
Deci aș fi felicitări, ai împachetat minunat acest ciofi, că încă nu știu, vă doar scris. Pentru draga mea Ștefana, casă de piatră cu drag Cristin. 2018, ce plăcut! Hai că întâi vă arăt vouă, că dacă tot am nevoie schiet spatele. Așa. Și acolo să ne dă fie. Câte detalii! În primul rând ai avansat foarte mult de când ne-am cunoscut pentru mă oară. În al doilea rând e super minunat, nu știu, n-am cuvinte. Deci se observă costumul. Da, deci uitați-vă ce umbre, ce pa! Ce buchetul, cât de bine e făcut. Expresiile lor de fericire. Doamne, ce frumos ai făcut. De tot, o să fie și Andrei foarte cuțat și o să primești lui reacția dacă e. E ceva făcut pentru amândoi, deci, așa de numită. E cel mai talentat al Cristinei. Eu chiar n-am văzut un om mai talentat, că așa, asta zic de prima oară. De când am cunoscut-o și a venit cu desenul ăla cu fața mea. Deci nu o să uit niciodată ziua aia, niciodată. Să apoioasă la universitate. Da, uite-l, cadoul de la Cristina. Bine, ignoră cealaltă pungă. Ăsta e cadoul. Hai, scoate-l și spune cum ți se pare. Super mișto. L-a văzut Ioana și am văzut-o. Hai, hai. E nebunie. Întoarce-l cu fața încoa, hai. Îmi pare rău că e lumina proastă. Tu știi ce detalii are? Da, e foarte mișto făcut. Dacă Andrei s-a blocat, nu zice nimic. Bă, cât de frumos sunt. Prima impresie, superbă. Bă, frumos dacă sunt în realitate, îmi place treaba. Nu, așa ești în realitate. Nu ești. Ne-am întors la Quiz Night. Ăsta e biletul Ioanei și presimt că va fi cel câștigător. Da, apropo, cineva va trebui să stea cu lanternă ca să scriem. Ce trebuie să scriu? Eu vreau să scriu. Scrii? Ok. Da, păi scriem răspunsurile la quiz-uri. Am un rol în seara asta. Happy? Bun. Tails again!